prieteni, haideți să vă arăt astăzi o supă de ceapă care se mănâncă aici în Burgenland și merge foarte repede. Pentru asta avem nevoie de 50 de grame de unt care îl punem la topit, 3 cepe mari sau 4 mici, 3 căței de usturoi, sare, boia, magheran, piper și o lingură de făină. Deci, prin primul rând, ceapa am tăiat-o așa, julien, mai bine zis felii, cam de 2-3 cm. Asta o distuim în unt, bine. Și când ceapa e gata distuită, atunci punem și usturoiul tăiat mărunt și punem boia și completăm cu apă. Ori supă de legume, ori supă de vită, deci sau apă simplă. Și lăsăm să fiarbă. Și la urmă în ea facem găluște de făină, care pentru asta avem nevoie de 60 de grame de făină și un ou. Și le rupem cu lingura și le punem la final. Și mai lăsăm să fiarbă puțin. Eu o să încerc să vă arăt cum arată. Deci supa asta se mănâncă aici în Burgenland, în Austria. Eu am mai făcut-o, mi-o place foarte mult. Uitați ceapa cum mă ia foarte bine, că din sus. Acum punem boiaua. Cam o linguriță de boia. Acum punem și piperul. Și magheranul. Dacă aveam proaspăt, magheranul punem la urmă. Distruim. Punem lingura de făină. Și punem apa sau eu am de legume, supă de legume. Și lăsăm să fiarbă. Și între timp eu fac găluștele, că ceapa imediat fiarbe. Supa o fiert, deci ceapa e fiartă și acum noi cu o linguriță luăm și punem găluște înăuntru. Găluștele au fiert. Acum oprim focul și putem să servim pătrunjel verde sau ce doriți deasupra.
vă arăt în farfurie. Și așa arată supa noastră de ceapă. Sper să încercați. Mie mi-o place. E super bună.